Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! În platoul Generația de Mâine, alături de mine, astăzi sunt doi copii strălucitori. Iubesc muzica, sunt prieteni de foarte mult timp și pe scenă sunt izvor nesecat de bucurie și emoție. Rareș Bretan Vasile, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumim! Cristian Sabo, da? Cristian Sabo, Mario. Bine ai venit, Cristi? Bine v-am găsit! Bine! Haideți să vedem la ce școală sunteți copii. Eu sunt la școala gimnazială Dimitrie Cantemir Baia Mare. Da, și eu tu? Eu sunt la școala gimnazială Nichita Stănescu. Așa, și ești în clasa? Pregătitoare A. Așa, ești foarte mare. Spune-ne cum e la școală, îți place? Că tu ești așa la început. Câteodată da, câteodată nu. A, ți se pare greu? Nu, dar că mă mai cer cu colegii. Am înțeles. Da, dar cum e doamna învățătoare? Îți place? Da. Da, deja v-ați împrietenit, v-ați obișnuit? Da. Eu știu că în clasa 0, pentru început, e mai mult așa o joacă. E mai ușor, nu? Da. Da? Cum te simți? Ți se pare greu? La unele exerciții. La unele exerciții. Ce materie îți place? Matematica. Serios? Îți place matematica? Iar la lectură? Te descurci? Nu. Așa, așa, așa. Rareș, da. Tu ești în clasa? A patra. Tu ești și mai mare. Bine. Ție îți place la școală? Da, foarte mult. Pot să spun că este foarte frumos. E un mediu în care mă relaxez, în afară de canto și muzică. Îți place cu doamna învățătoare? Da, chiar foarte, aveți foarte. Aveți o relație bună, da? Da. Colegii tăi sunt și buni prieteni? Foarte, chiar foarte buni. Și de noi, mereu cum mă pot baza pe ei. Dacă n-am pe altcineva, pe cine, pe ei știu cum mă pot baza. Ce spun colegii tăi și doamna învățătoare despre faptul că tu ai și alte activități la care te descurci foarte bine? În general, colegii mă felicită și doamna învățătoare mereu îmi zice bravo, Rare, și apreciez ce faci. Deci te susțin. Mă susține foarte mult. Când aveți evenimente așa la școală, ești în centrul atenției, te simți așa că ești o mică vedetă? Nu neapărat. Mă simt eu așa în corpul meu că sunt o vedetă. Dar, în primul rând, nu vreau să mă laud, că asta nu e o chestie de laudă, e o chestie de plăcere. Și peste câțiva ani nu tu să te lauzi că yes, eu am ajuns mare artist, nu știu ce, ei lasă te laude pe tine. Am înțeles, foarte frumos gândești. Povestește-ne cum a început dragostea asta pentru muzică. Eu, că de la vreo vârstă fragedă, de la vreo 6 ani, începeam să ascult muzică populară și îmi plăcea foarte mult muzica și am întrebat pe mama mea într-o zi, mami, ce fel de muzică este asta? Mi-a explicat și am zis, vreau să încerc și eu. Și când m-am dus prima dată la o profesoară și prima dată nu mi-a reușit, nu mi-a plăcut prima dată. Peste câțiva ani am revenit în forță și pot să spun că m-au ridicat în forță. Deci tu ai început cu muzica populară. Da. Nu ți-a plăcut și alt gen muzical? Nu te-ai gândit să abordezi și alt gen? M-am gândit și la ușoară, dar nu deocamdată, până mai eliberez un pic orarul. Am înțeles. Deci ești foarte prins în activități. Uite, noi am vorbit puțin mai devreme și mi-ai spus că ai făcut și sport. Da. Deci ești un copil care face foarte, foarte multe lucruri și trebuie să știe și telespectatorii că avem cu ce să ne mândrim. Scumpule, tu ești așa de mic și drăguț și ești emoționat? Ești puțin emoționat, da. Pe parcurs o să te relaxezi și o să vezi că o să-ți dorești să mai vii la noi. Așa? Bine, dragule, spune-mi când a început dragostea asta pentru muzică? Tu de când cânti? De 2 ani am început să fac muzică, de la 4 ani. Da? Cine te-a dus pe tine la muzică? Mama, înainte făceam cu o profesoară. Da? După Lorena m-a luat la ea.
Dacă tot ai pomenit, Lorena Șut e profesoara ta dragă. Aveți o relație bună? Vă înțelegeți bine? Câteodată, da. Dar mai mult bine. Da, mai mult bine, sigur. Spune-mi, ea ce-ți spune? Cum te ajută? Îți alege ea melodiile sau știi tu ce ți-ar plăcea să cânti? Mă întreabă pe mine. Da, cam ce ți-ar plăcea? Dar tu ce zonă reprezinți? Maramureș? Da. Și cum sunt melodiile din Maramureș? Sunt mai vesele? Sunt mai triste? Cum sunt? Mai vesele. Da? Tu așa pe scenă ești cu voie bună, mereu. Și un pic cu emoții. E, cu emoții uneori, că știi, emoțiile astea ajută. E bine să ai emoții pentru că transmiți și publicului, iar publicul se apropie și mai mult de artist, să știi. Asta nu e un lucru rău. Bine, îmi spuneai că te înțelegi foarte bine cu Lorena și că ea te ajută să îți alegi melodiile. Când ai început tu să participi la concursuri? De mult? Ai fost la concursuri, da? Și am început să cânt cu după Pâine Moroșan. Ah, deci ăsta a fost primul cântec pe care tu l-ai cântat? Da. La un concurs? Da. Da? Unde l-ai cântat? La ce concurs? Nu mai țin minte. Nu mai țin minte, ai fost mai micuț. Da? Poți să ne cânți un pic din cântecul ăla? Nu mai știu. Bine, numai dacă tu dorești poți să ne-l cânți. Spune-ne, la școală, ce zice doamna învățătoare când știe că tu ești un artist care apare pe scenă, apare la televizor? Spune bravo, Cristi. Da, te felicită și te susține, da? Colegii ce spun? Nimica. Ei nu știu? Nu. Nu le-ai spus că tu cânți, că tu ești artist? Nu, dar că am o colegă care mi-e iubită și ea face canto. Am și tot muzica populară. Și cântați împreună? Nu. Nu s-a întâmplat încă? Urmează să faceți o colaborare? V-ați gândit la asta? Nu. Nu? Bine. Scumpule Rareș, eu știu că tu ai avut o parteneră pe scenă. Și da, banda. Da, și ai cântat la un concurs important, unde mai exact? În Mangalia. Da, cum a fost acolo? Ia, povestește-ne puțin. A fost foarte frumos. Uh-huh. A fost și multe emoții. Eu acolo în spate, eu tremuram de frică. Mă rugam să treacă măcar de nota de 2, măcar de premiul al doilea. Așa. Că eram fericit și cu asta, că imaginam că nu se ia premiul întâi, că sunt foarte mulți oameni. Cum s-a numit concursul de la Mangalia? A fost în vară. Da, a fost, da? În vară. Dar nu a fost primul concurs la care ai participat. Ai mai fost înainte la concursuri? La multe? Foarte multe, dar dacă vrei vi spun pe primul. Da. Primul a fost în Comuna Băsești. Da. Am avut foarte mari emoții, dar totuși când am intrat pe scenă, atât de tare m-am calmat, încât am zis toată melodia perfect, deci nu știu cum o zic, înainte să intru mi-e frică și când stau pe scenă, nu mai am nicio emoție. Deci te simți bine pe scenă, înseamnă că da. Dai tot ce poți. Tu ce zonă reprezinți, Rareș? Eu reprezint zona Codrului. Cum te-ai gândit tu să-ți alegi zona Codrului? Ai acolo bunici? Am bunici, da. Da, care de acolo? Mai mult. Bunicul pe care îl cunosc eu este din zona Codrului? Nu? Celălalt bunic? Nu chiar, celălalt. Bine, că tot am pomenit. Bunicul pe care eu l-am cunoscut te iubește foarte mult și mi-a vorbit foarte frumos despre tine. Mi-a arătat filmulețe drăguțe cum ai cântat la Mangalia cu colega ta și am zis, băiatul ăsta trebuie să vină la Generația de Mâine să-l vadă și telespectatorii, pentru că e foarte, foarte talentat. Ce premiu ai obținut la Mangalia, Rareș? Cu melodia mea, cu melodia am luat premiul întâi. Felicitări! Iar cu duetul am luat premiul 3, dar
vă spun și de ce, pentru că a fost foarte mult la duet și nu m-am așteptat. A fost foarte mare competiție la duet, mai mare decât la melodii și asta a fost, dar nu este problemă. Nu, este un loc foarte bun, felicitări, eu te felicit din suflet. Mulțumesc. Eu știu cum e la astfel de concursuri, mai ales că au fost mulți participanți din toată țara. Da, cu melodia... Au fost pe categorii de vârstă, da. Cu melodia mea am luat premiul al doilea. Ce melodie ai cântat? Melodia mea proprie, eu sunt Fecior Mândru Codian. Dar e melodia ta, ai compus-o tu sau cine a compus-o? Nu am compus-o eu, compus-o mama profesoarei mele de canto. Da. Și de acolo s-a început, am început să lucrez. Ea a făcut versurile și linia melodică... Adică profesoara Lorena. Da. Și cum s-a... i-ai cerut tu să-ți facă o melodie sau ea a venit cu inițiativa? Eu am cerut prima dată. Am zis cam cât se poate de repede, că vreau și eu să am o melodie. Și așa... Au fost niște criterii pe care i le-ai spus? Uite, vreau să fie o melodie ritmată, vreau să fie... I-ai spus ce vrei? Am zis despre că... ce să fie vorba în melodie? I-ai spus asta? Da, i-am spus că aș dori să... conțină satul din care, care zonă reprezint eu, adică zona Codrului. Din ce sat, ia spune-mi. Săliște. Din Săliște, da. Melodia conține acest sat. Da, 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 vorbește acolo despre acest sat. Este locul în care tu ți-ai petrecut copilăria sau mare parte din copilărie? Nu neapărat. Mergi cu drag la Săliște? Da, pentru că, sincer să vă spun, aici la oraș, mai degrabă, că aici ai foarte multă aglomerație și nervi sau toată ziua claxoane, acolo parcă te eliberezi. Acolo este un mediu în care tu te simți foarte bine. Cine e la Săliște? Bunicii? Bunicii din partea tatălui. Da. Și cum îți petrești tu timpul acolo la Săliște? Ce faci acolo când te duci? Cum te relaxezi? Mă relaxez în primul rând... stau cu prietenii. Da, ai prieteni acolo? Mai sunt și alți copii care merg? Verișoară, prieteni. Da. Mai am cumnați. Și ce vă jucați? Cum vă petreceți timpul? Stând să vorbim sau să jucăm tot felul de jocuri. Când mergeți la țară, petreceți timp pe telefon sau la televizor sau acolo... uitați. Nu. De asta. Foarte rar, foarte, foarte rar. Eu, în general, eu când mă duc cu prietenii, eu îi dau telefonul la maica mea și eu mă duc cu prietenii. Foarte frumos. Tu știi să profiți de timpul liber, îl apreciezi la maxim. Cristi, tu cum îți petrești timpul liber? Tu ce faci? Când nu ești la școală și nu cânți, ce faci? Adoresc să stau pe telefon într-una. Așa, dar ce-ți place pe telefon? Ce faci? Te joci? Sau te uiți la filmulețe, la desene? Mă și uit la desene, de cel mai mult pe telefon îmi plac jocurile. Mi-am început deja un joc în care vreau să mi-l termin. Și mai am un joc care îmi place mult și cu fotbal. Tu ai frățiori? Nu. Nu, deci ești singur. Cred că nu ai cu cine să te joci, așa? Ai prieteni? Da. Cine sunt prietenii tăi? Sunt de la școală? De la școală, da. Și din vecini, așa, ai prieteni? Nu, mai bine doi verișori de-a mea la bunica mea, care stă lângă mine, e vecină cu mine. Bunica ta e vecina ta, da? Da, că e mama lui tatăl meu și mai vin Cătălin și Matei, doi verișori și mă mai joc câteodată cu ei. Și ce vă jucați? Ce știți să vă jucați? Ne jucăm în camera mea, câteodată mai facem ziduri, că nu... Și închidem ușa cu cheia că ei nu mai vor să plece de la mine. Și mă joc foarte mult cu ei. Bine, mă bucur că ai companie.
Te-ai gândit să faci și altceva în afară de muzică? Poate un sport? Te-ai gândit? Numai handbal. Da, vei merge la handbal? Da, de la anul. Cine ți-a propus ție să te duci la handbal? Îți vorbești tu? Mi-a propus dinainte, mi-a arătat pe Google cum se joacă handbalul și după a început să-mi placă. Uh-huh. Da, uite, poți să ne spui, de exemplu, de ce n-ai ales fotbal? Păi, eu am vrut fotbal, numai că mi-a spus să nu mă dau, să nu fiu în haine scurte iarna și când plouă. Mm-hmm. Da, să fiu un pic protejat. Și handbalul e un sport foarte frumos de echipă, acolo să-ți faci mulți prieteni. Abia aștept să ne povestești și despre experiențele tale sportive. Dar până atunci ne povestește Rareș despre experiențele sportive, pentru că tu ai avut mai multe sporturi. Știu că ai făcut mai multe sporturi. Cu ce să începem? Cu notul. Da? Eu am avut vârstă mică când am început notul, aveam vreo 4 ani, 5. Și am început, maică mi-a vorbit prima dată cu acea profesoară să mă primească prima dată la lecții, ca un antrenament, să mă vadă cum îs, dacă e bine, rău sau foarte bine. Și m-am descurcat, m-a primit și de acolo am mers un timp până când am avut chestii mai importante, adică am zis sportul ăsta pe perioada iernii nu e foarte bun, că se renova piscina și au zis că facem afară și bag apă caldă și nu știu ce și am zis că decât să răcesc mai bine. Faci o mică pauză, dar te-ai gândit să revii? Da, m-am gândit. E un sport care îți place? Da. Ai apucat să participi la concursuri sau nu? Nu am apucat pentru că iarna, în general, nu a se prea fac. A fost un timp prea scurt, da. Am înțeles. Și ce ai învățat tu în not? Să not, în primul rând. Stilurile de not, le știi pe toate? Cam toate. Nu zic că pe toate, dar cam toate. Uh-huh. Știu să sar bine. Da. Uh-huh. Alt sport pe care l-ai făcut și despre care vrei să ne povestești? Am mai făcut taekwondo sau karate, cum să vă spun. Da, da, sportul băieților. Bine, nu e o regulă. Nu e o regulă. Eu cunosc și fete care fac sportul. Eu am colegi în clasă care fac încă. Așa, și o fac foarte bine, sigur că da. Și eu am început, după ce am ieșit de la notă, am mai stat încă, cred că vreo 2-3 luni, și am auzit de la un coleg din clasă că face, nu știu ce, mi-a dat o hârtiuță din asta mică, cu înscrie-te la taekwondo, cu numărul de telefon, cum sunt toate. Apoi am zis, las o baltă, nu m-a interesat, apoi a mai venit încă o fată, surprinzător, cu exact aceeași carte și am zis, dar ce e atât de interesant, hai să încerc și eu. Și am sunat la numărul ăla, m-am dus să văd și, sincer să vă spun, mi-a plăcut foarte tare, până când am apucat pandemia la taekwondo și noi trebuia să facem online. Am înțeles. Zis, eu nu stau singur acasă să fac antrenamente, să-mi rup capul sau să fac ceva și nu se merită să, na, sau dacă sunt acolo să fac o mască. Da, am înțeles. Na, pandemia asta ne-a oprit să facem multe lucruri pe care noi le apreciam și care ne făceau plăcere înainte. A schimbat pandemia asta viața ta cumva? Într-un fel, da, și într-un fel nu. Pe perioada pandemiei ai cântat? Fix la mijlocul pandemiei, atunci am prins un loc liber la Palatul Copiilor și am intrat și m-am ținut cam un an aproape. Cu cine ai studiat acolo? Cu Ioana Farcaș, cu domnișoara Ioana Farcaș. Da. Și apoi m-am lăsat pentru că n-am mai avut timp atât necesar, pentru că eu fix atunci trebuia să învăț multe chestii pentru evaluare națională la școală, trebuia să mai învăț pentru foarte multe chestii și a trebuit. Și apoi, peste un an, m-am reapucat în forță și am venit la... Am auzit de la o prietenă de la blog că făcea, că e o profesoară foarte bună, și am zis, hai să încerc și eu. Și m-am dus la domnișoara profesoară Lorena Șut și acum am ajuns
să cânt foarte frumos, datorită dumneavoastră ei. Care e relația ta cu Lorena? Este o relație foarte bună. Mie îmi place foarte mult la ea. Deci mi-a schimbat viața. Eu când vin cu nervi de la școală sau de undeva, nu știu, eu când ajung acolo, eu mă calmez de toți nervii. Eu când mă relaxez. Da, este o fată extraordinară cu experiență pe scenă. Experiența are și în televiziune, a fost și ea la un moment dat în cadrul unor emisiuni de copii, dar ne va povesti ea, pentru că la un moment dat o să avem și o discuție cu ea. Dar aș vrea să revenim puțin la Cristi și să-mi povestească puțin el despre experiențele astea pe care le-a avut cu muzica. La concursuri, cum te simți? Ești emoționat? Da. Da. Și o iubesc foarte mult pe Lorena. Și tu o iubești pe Lorena, da? Aveți o relație frumoasă, ea e mai dură, așa, e exigentă. Nu. E prietenoasă. E foarte calmă și dacă stă puțin să ne gândim la ceva, dacă vrem să facem aia, e răbdătoare. Serios? Voi, când mergeți la muzică, faceți ședințe individuale sau întotdeauna sunteți la grup? Individuale. Acum, cum suntem în perioada colinzilor, acum mai facem și ore de grup de două ori pe săptămână. Eu mai fac de două ori pe săptămână individual, eu fac de patru ori pe săptămână cu orele de grup. Și mai trebuie să-mi stin și școala și, da, e mai și vreau să mă duc și la dansul și apoi la sport. Așa. O să fie plin orarul. Da, 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 da. Îți dorim succes. Ai multe, multe planuri. Cristi, tu te pregătești de Crăciun? Da. Da, pregătești colinde? Da, doar că înainte și eu făceam în nou, doar că prima dată când am făcut notă am plâns și după mami m-a scos de la aia și o colegă de-a mea de la cântăia m-a învățat să not. Serios? Și acum știi să not? Da? Și nu ți-ar plăcea să mergi în continuare, să faci sportul acesta, să participi la concursuri, să fii foarte bun la not? Te-ai gândit? Nu. Nu ți-ar plăcea? Nu vreau. Îți place mai mult la muzică? Te simți mai bine aici, pe scenă? Da, și la handbal. Și la handbal. O să vedem cum o să fie. Dar spune-mi, te gândiți să abordezi și alt gen sau îți place doar muzică populară să cânti? Vrei să cânti și muzică ușoară, de exemplu? Vreau să cânt și muzică ușoară, dar că Lorena a spus să... Că eu am vocea de muzică populară. Că aici te regăsești tu cel mai bine, așa-i? Da. Atunci mergem pe mâna profesionistului. Dacă Lorena așa zice, înseamnă că așa e. Ce melodii pregătești pentru competițiile la care urmează să participi? Ușurelesc ca și un pai. Da. O colindă de-a mea veche, Oila. Da. Și... Lorena vrea să mă învețe Măruț Margăritar. No, bun, eu îți doresc succes și vă rog să rămâneți în platoul nostru pentru că urmează un scurt moment publicitar, după care vreau să ne mai povestiți din experiențele voastre minunate. Publicitate așadar.